Bună ziua, dragi doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Târgul de Cariere. În continuare o să avem un foarte interesant interviu cu Alex Ardelean, care este, atenție, Senior Engineering Manager la Takeoff Labs și este angajat acolo deja de aproape 6 ani. Haideți să-l primim și pe Alex în scenă. Salut, Alex! Salut, Andrei! Sunt foarte recunoscător să mă aflu aici. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să povestim astăzi cu tine și sperăm să aflăm un pic mai mult despre jobul tău și, bineînțeles, implicit și despre Takeoff Labs. Așadar, o să am câteva întrebări pentru tine și dacă ai fi dispus să răspunzi, ar fi super. Categoric. Bun. Hai să începem așa un pic să vorbim despre Takeoff Labs. Și vine așa prima întrebare. Dacă Takeoff Labs ar avea un CV, cum ar arăta acesta? Adică dacă Takeoff Labs ar fi o persoană și ar încerca să aplice la alte companii și și-ar trece pe CV? Da, aș putea poate să-l numesc mai mult ca un palmares, poate, în sensul ăsta, știi? De unde am începe? Takeoff Labs și-a pornit cariera în 2011. A lucrat pe diverse proiecte până când s-a specializat pe domeniul de golf. Și în special pe managementul turneelor de golf. Studii, putem spune că dacă e să ne uităm la angajații noștri, Takeoff Labs a studiat la facultăți din țară și din străinătate, în domeniul tehnic sau IT, dar și multe altele. Hobby-urile Takeoff Labs, categorii golf. Asta e primul. La birou nu ne plac foarte mult board games, dar și kartingul. Și virtual, cum suntem remote virtual, jucăm foarte mult Scribble. Da. Și nu știu ce separă CV-ul Takeoff Labs de alți candidați. E categoric faptul că noi am fost remote de la început, dar înseamnă că avem anumite procese de muncă pe care nu o să le găsești la alte companii. Deci voi aveți posibilitatea de a lucra full remote la Takeoff Labs sau, de fapt, e practic obligatoriu? Asta e defaultul. Defaultul. Da, avem un birou în Cluj unde lumea poate să meargă opțional, dar defaultul e remote. Deci există și opțiune totuși să mergi la birou. Și mă gândesc că vă mai faceți și întâlniri sociale din când în când. Categoric. Super. Uite, Alex, am aflat că ai ajuns să lucrezi la această companie în primă fază ca și intern. Deci tu prima și prima dată ai făcut un internship la această companie. De unde ai aflat de această oportunitate și care au fost beneficiile la internship pe care le-ai avut? Am aflat de la TDC și nu e reclamă, chiar așa a fost. Un eveniment, Târgul de Cariere din 2016. Pe acolo am aflat de Takeoff Labs și pe urmă am aplicat. Mă bucur. Și care erau beneficiile? Beneficiile și atunci și acum sunt cam aceleași. Posibilitatea de muncă remote cu program flexibil. Toți angajații din zona de development primesc un MacBook Pro. Și, nu știu, spune că trainingul nostru e un beneficiu pe care nu toate companiile îl oferă. Petrecem aproximativ 2 luni în pregătirea angajaților înainte să înceapă munca și asta include și pregătire pe zona de coding, dar și cunoștințe din domeniu, cunoștințe despre golf, despre folosirea aplicațiilor. Tehnic intri foarte bine pregătit pe proiectele pe care lucrezi. Deci în momentul în care deja ești hands-on cu, cu task-urile în sine, deja ești bine pregătit. Exact. Super. Și oare puțin mai concret, care erau activitățile pe care le făceai în internship și în ce a constat acest training de 2 luni de care ai zis? Așa, prima parte a trainingului e tot timpul un curs de Rails, framework-ul pe care îl folosim noi în dezvoltarea aplicațiilor web. Astea sunt cunoștințele minime pe care toată lumea ar trebui să le aibă. Și pe urmă, pentru a aprofunda cunoștințele respective, pentru că practica e cel mai bun mod de a învăța, fiecare intern dezvoltă o aplicație împreună cu un mentor, unde are ocazia să învețe diverse tehnologii mai avansate decât ce acoperă cursul.
La final trec și printr-un training cu aplicațiile pe care urmează să lucreze, unde la fel au un program structurat cu lucrurile prin care trebuie să treacă și un test la final pe care îl pot completa de oricât ori e nevoie pentru a fi sigur că înțeleg cum funcționează aplicațiile pentru care urmează să dezvolte noi funcționalități. Excelent, excelent. Bun, și Alex, să revenim puțin la tine atunci. Având în vedere că ești angajat la Takeoff Labs, totuși, deja de ceva timp, ai putea oare să ne descrii în trei cuvinte modul de lucru și vibe-ul, ca să zic așa, de la Takeoff Labs? Doar trei cuvinte. Aș spune că ar trebui să încep cu încredere, încrederea pe care avem față de angajații noștri. Nu ne place deloc micromanagement-ul. Avem foarte multă încredere în angajații noștri să se descurce, să ia decizii care știm că o să fie aliniate cu deciziile pe care le-am fi luat și noi, oarecum să nu depindă tot timpul de management, să aibă încredere că poate să ia decizii și lumea o să le susțină. Și altceva. Libertatea e o valoare pe care o să susținem foarte mult, faptul că oferim un program flexibil, muncă remote, dar și opțiunea de a lucra de la birou, oarecum vrem ca lumea să aibă toate opțiunile de care are nevoie. Și cred că pentru ultima aș merge pe dezvoltare. Suntem extrem de implicați în succesul fiecărui angajat. Cum am spus, avem un program de training de 2 luni, în medie 2 luni. Și după ce trec prin programul de training, le asignăm un manager și îi spunem buddy, o persoană care să-i ajute o persoană la un nivel mai similar cu al lor, care poate să-i ajute să învețe părțile tehnice de la început, pe care poate n-au apucat să le parcurgă în curs, orice întrebări sau neclarități cu care au mai rămas. Sistemul de buddy e foarte, foarte eficient, ca să zic așa, și foarte bun pentru integrarea membrilor noi. Da. Super, super. Și uite, totuși să continuăm cu întrebări pentru tine atunci. Alex, tu ești jucător de golf. Sau mai bine zis, ai jucat vreodată golf? Da, sunt jucător începător. Dar, de exemplu, săptămâna trecută am avut un eveniment din state. Ca să fie în temă cu ce facem noi ca și companie, toată lumea a stat la un club de golf și s-a și jucat foarte mult. Da. Nu e absolut nevoie să fii jucător de golf ca să te alături echipei, dar e o activitate pe care o includem în diversele evenimente pe care le ținem și e o activitate extrem de fun. Îmi imaginez că ar fi și ciudat, sincer, să nu aveți să nu aveți activitate de golf fiind o firmă care se concentrează cel mai mult pe software pentru management de, cum ai zis și tu, management de turnee de golf. Oare poți să ne povestești o întâmplare de când ai jucat golf? Acum știu că dacă ești începător poate n-ai jucat așa de mult, dar sigur ceva interesant sau ceva amuzant ne poți povesti. Ce mi s-ar părea interesant, săptămâna trecută, golful e cunoscut ca un sport care nu e extrem de prietenos cu începătorii, dar un sistem, o aplicație pe care am achiziționat-o recent, e tocmai un program pentru a ajuta începătorii să treacă peste dificultățile pe care le întâmpi când ești la început cu un sport de genul ăsta. Și săptămâna trecută am avut ocazia să o încercăm și toată echipa a jucat, și persoanele care sunt profesioniști în zona de golf și începătorii, inclusiv echipa de development, toată lumea a putut să joace la același nivel. Și a fost extrem de distractiv, pot să spun. Am avut ocazia să depășesc primul nivel al aplicației, pentru că e un sistem care transformă jocul de golf într-un joc pe nivele, unde dificultatea e ajustată la nivelul la care te afli. Și da, e tehnic, te lasă să joci la același nivel cu alte persoane. Super,
Super, super. Mi se pare foarte, foarte tare. Poate îmi spui și mie care e aplicația asta să încerc și eu. Trebuie să jucăm cândva. Trebuie să jucăm cândva, într-adevăr, da. Și uite, ca să ne legăm un pic de întrebarea anterioară. Am văzut că sloganul vostru este Making Golf Easy Through Technology. Cum faceți, practic, golful mai ușor pentru clienții voștri? Bine, am înțeles de această aplicație, clar, dar... practic, asta este motorul principal pentru care încercați să faceți mai ușor golful? Sau care, mă gândesc, pentru clienții voștri, nu doar pentru începători în golf? Da, da. Clienții noștri sunt tenii cluburile și asociațiile de golf și în suita noastră de aplicații includem diverse unelte care să-i ajute să își eficientizeze munca. Nu știu, un exemplu pe care cred că îl poate înțelege toată lumea sunt înregistrările. Mai de mult, ca să te poți înregistra la un turneu, la un club de golf, trebuie de fiecare dată să suni managerul clubului, să-i dai datele tale, să-i spui că vrei să participi, te punea pe o listă. Și asta nu prea merge în secolul 21. Cum eficientizăm noi procesul ăsta e că fiecare club își poate crea un portal unde lumea poate să meargă să se înregistreze online, să-și completeze datele necesare și pe urmă, pe baza aptitudinilor și dorințelor de cum dorește managerul să organizeze evenimentul, noi putem să organizăm golferii pe echipe, să meargă împreună pe teren într-o anumită ordine, să fie rechile echilibrate, să poată lumea să-și introducă scoruri de pe telefon. Chestii de genul acesta. Super! Deci asta chiar, într-adevăr, e un streamlining foarte relevant pentru industrie, pot imagina. Da. Poți să dezvolți un pic, Alex? Uite, mi-a plăcut foarte mult ce am auzit și mi s-a părut foarte interesant. Să ne povestești un pic mai mult despre aplicațiile care fac viața mai ușoară atât jucătorilor de golf, cât și organizatorilor de turnee și așa mai departe. Sigur. Suita noastră principală include trei aplicații pentru managerii de cluburi și asociații. Tenic, activitatea lor se împarte în trei direcții. E, pe de-o parte, organizarea de turnee de golf, unde avem software-ul nostru dedicat, care rezolvă totul de la înregistrarea în aceste evenimente până la punctul în care jucătorii ajung pe teren și trebuie să-și introducă scorurile și să vadă rezultatele. Pe lângă asta avem o aplicație pentru antrenorii de golf. Cred că asta e activitatea principală la orice club, coaching-ul. Toată lumea are nevoie de lecții de golf pentru a-și îmbunătăți aptitudinile. Și pe lângă asta avem o aplicație pentru managementul shop-urilor de golf. În orice club o să mergi, o să găsești un mic magazin cu crose, accesorii, mingi, genul ăsta de lucruri. Asta ar fi suita adresată direct cluburilor și asociațiilor. Pe lângă asta avem aplicația pentru începători. De care mi-ai zis puțin mai devreme, nu? Da, exact, exact. Și mai avem propria noastră asociație de golf, care organizează evenimente folosind softul nostru pentru turnee. Cred că momentan au un plan să organizeze aproape 1000 de evenimente anul acesta. Folosind softul nostru. 1000 de evenimente? 1000? Da, da. Wow, ok. Impresionant, foarte impresionant, sincer. Și mie mi se pare. Deci ca să înțeleg puțin mai, să fie puțin mai clar. Deci practic prin softul vostru sau cu ajutorul softului vostru se vor organiza, ai zis anul acesta sau anul viitor? Anul acesta, anul acesta. De acum încolo, 1000 de evenimente până la finalul anului? Începutul anului până la sfârșitul anului. Okay. Ok, am înțeles. Dar totuși, 1000 de evenimente pe an, practic aproape 3 pe zi. Da, incredibil. Da. Incredibil. Foarte, super fain. Foarte, foarte mișto. Ok, Alex, acum că am aflat un pic mai multe despre Take Off Labs, hai să aflăm și cu ce joburi ați venit la târgul de carieră în acest sezon. Așadar, te rog. Ca în fiecare an de altfel, căutăm în special full stack developers și mobile developers, iOS, Android sau React Native. Pentru full stack developers, nu prea contează tehnologia cu care
ești familiar, oricum pregătim pe toată lumea ca și cum ar începe de la zero și toată lumea trece prin același program de training. Și pe lângă asta avem internship-uri, foarte, foarte multe internship-uri. Zona de dezvoltare e una foarte dragă nouă și tot timpul găsim persoane interesate de internship-uri la târgurile de cariere. Mă bucur. Una dintre aceste persoane ai fost tu în trecut, nu? Da. Exact. Perfect. Și uite, dacă oamenii care se uită acum la noi ar fi interesați, de exemplu, să aplice pentru Takeoff Labs, care ar fi sfatul tău pentru acești oameni? Cum ar trebui să arate oare CV-ul sau ce ar trebui să conțină un CV de posibil candidat la Takeoff Labs? Cred că ce ne interesează cel mai mult e motivația persoanelor, candidaților de a duce lucrurile la un nivel puțin mai sus, la modul facultatea, dacă e cât de cât în domeniu, e suficient, dar dacă ai orice activități extra, proiecte pe care le-ai făcut în plus, pe care poți să ne le arăți sau care lucruri pe care le-ai învățat pe cont propriu în plus față de ce ai făcut la facultate, nouă ne se pare super și tot timpul căutăm genul acesta de candidați. Da, am auzit și eu că e extrem de valoros să ai un proiect propriu. Sau, mă rog, măcar un mini proiect propriu. Dar nu e neapărat o necesitate, nu? Nu e o necesitate, nu e o necesitate, dar e foarte apreciat. Am înțeles. Bun, deci, dragi doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Alex. Sperăm că ați învățat un pic mai mult despre Takeoff Labs la Târgul de Cariere în acest sezon. Alex, mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență și cam fiecare an la Takeoff Labs o adevărată plăcere să vă luăm interviuri și să aflăm tot mai multe. Și având în vedere că vă avem aproape în fiecare an, vedem și perspectiva schimbării și evoluției în timp și asta e un lucru foarte interesant. Și mulțumim. Foarte bine punctat. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Bine. Atunci, dragi doamnelor și domnilor, revenim după o foarte scurtă pauză. Nu plecați nicăieri.